Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava rea procedura de vânzare prin licitație a fabricii de textile Starmod. Finanțele sugevene au publicat deja anunțul de vânzare al acestei societăți. Prețul de pornire a licitației pentru terenurile și clădirile aflate pe strada Universității din Suceava, fiind stabilit la suma de aproximativ 12,26 de milioane de lei. Licitația va avea loc în luna ianuarie 2010, aceasta fiind cea de-a treia încercare a Direcției de Finanțe Suceava de a vinde SECE Starmod S.A. în vederea recuperării datoriilor pe care această firmă le are la bugetul de stat, în sumă de aproape 110 miliarde de lei vechi. Un bărbat în vârstă de 37 de ani din comuna Verești este cercetat penal după ce a accidentat o femeie din aceeași comună și a părăsit locul accidentului. Mai mult, după ce a fost identificat de polițiști în urma testului cu aparatul etilotest, s-a constatat că bărbatul consumase băuturi alcoolice, însă a declarat că a făcut acest lucru după producerea accidentului. Potrivit unui comunicat al poliției, duminică la amiază, poliția municipiului Suceava a fost sesizată că o femeie în vârstă de 68 de ani din comuna Verești s-a prezentat la secția de urgență a Spitalului Județean Suceava, susținând că a fost victima unui accident de circulație pe raza satului Hancea. Acum femeia suferă de traumatism abdominal și are nevoie de 7-8 zile de îngrijiri medicale.